zile. Într-adevăr, există o clauză de denunțare unilaterală a contractului sau chiar cu acordul părților, dar cu plata unor penalități care presupun plata 25% din valoarea facturilor neachitate până la finalul contractului. Cu alte cuvinte, cu cât suntem mai aproape de termenul final, cu atât suma pe care trebuie să o plătim pentru aceste autobuze ar fi mai mică. Dar într-un calcul economic, cu ceea ce înseamnă costul pentru aceste autobuze electrice pe care le vom primi fără o cofinanțare, fără a mai plăti carburant pentru aceste autobuze, vom lua în considerare la momentul în care primim autobuzele electrice dacă denunțăm sau nu contractul. Un contract care nu a fost făcut foarte avantajos nici pentru societatea Eltrans, nici pentru municipiul Botoșani, deoarece a presupus un număr maxim de kilometri pe care îl pot efectua aceste autobuze și care nu satisface nevoile de transport pe liniile 101 și 102. Cu alte cuvinte, au fost mici depășiri ale numărului de kilometri din contract. Datele astea de